Frecvența gustului la Europa FM. Bună seara și bine v-am găsit în această vinere neagră, pentru cumpărături doar, nu pentru noi, iată, cei care la Frecvența gustului vrem să dezbatem o chestiune importantă, ținem sau nu post. Duminica asta se lasă secu și de luni începe postul Crăciunului. E adevărat un post prietenos, având în vedere faptul că 14 zile au deslegare la pește, ceea ce din totalul de 40 de zile reprezintă mai mult de un sfert. Se vede treaba că și religia, sau dacă vreți, într-un fel, generațiile anterioare au știut că putem trăi fără produse de origine animală, dar nu atât de simplu și de ușor și de sănătos. Prin urmare, a apărut peștele ca deslegare, mai ales acum, în perioada rece. Vedeți ce frumos, oamenii, când nu aveau medici nutriționiști, ascultau de preot ca să mănânce sănătos. Deci peștele este un aliment de care avem nevoie și grăsimea din pește și proteinele din pește. În sezonul rece nu putem să ne despărțim cu totul de el, așa că, iată, 14 zile. Trebuie să-l includem în meniu și am înțeles din tot ce înseamnă cifre de vânzări că se întâmplă să mâncăm mai des pește datorită acestui post, da, datorită faptului că știm că este deslegare, altfel în timpul anului cam uităm să punem peștele în farfurie. Dragii mei, suntem în direct la 0372 069599. Puteți să ne spuneți care este părerea voastră, care este obiceiul vostru, ținem sau nu post și dacă da, care sunt produsele sau preparatele pe care le gătiți în post. Și acesta este un aspect care trebuie discutat. E foarte bine și foarte bun să ții post dacă ai cine să-ți gătească, pentru că legumele și toate preparatele din post necesită un pic de pregătire, necesită timp petrecut în bucătărie, altfel postul se transformă mai degrabă într-o perioadă în care ne intoxicăm organismul, între ghilimele, dacă mâncăm totul ambalat, ultraprocesat, dacă, iată, facem abuz de grăsimi vegetale, de produse din soia. Până la urmă, obiectivul este să îi dăm organismului o pauză, să-i ușurăm digestia și metabolismul. Asta a fost, să spunem, obiectivul, apariția postului. De-a lungul istoriei și de-a lungul timpului s-a vrut mai degrabă un îndemn la cumpătare, la moderație, iar dispariția din meniu a produselor de origine animală cu siguranță ne văduvește la capitolul gust, la capitolul pofte, deci ne este mai ușor să stăm departe de lăcomie și de alte ispite în momentul în care scoatem produsele de origine animală. Și despre asta aș vrea să vorbim, cât este de sănătos și dacă da, cum anume, care sunt greșelile pe care să le evităm în post și care sunt obiectivele pe care să le atingem în post, ca să avem beneficii și pe la capitolul sănătate. Altfel, vă spuneam, ficatul nostru, dacă este bombardat cu multe grăsimi vegetale, sărăcuțul va suferi în loc să-i pice bine postul ăsta. 0372 069599, numărul de telefon la care vă aștept să vorbim în direct. Până atunci, haideți să o luăm așa, în ordine și să discutăm mai întâi cine ține post și dacă trebuie să ținem post. Vorbind cu preoții și interesându-mă care sunt dezlegările sau care sunt excepțiile ce pot fi făcute, m-am bucurat să mi se confirme faptul că, da, iată, copiii nu au voie să țină post. De ce? Din nou, este vorba de perioada lor de creștere și excluderea produselor de origine animală este considerată un dezechilibru. Deci copiii nu țin post, femeile gravide nu țin post, da, pe același principiu, și cele care alăptează. Avem nevoie în aceste situații particulare din viața noastră de tot ce înseamnă nutrienții de valoare și produsele de origine animală nu pot fi înlocuite
ușor, așa că iată, astea sunt excepțiile de la post. Bineînțeles, persoanele care suferă de anumite afecțiuni, și aici aș completa eu lista, și cei care sunt pe drumuri în călătorii și nu au posibilitatea în mediul lor echilibrat familial să-și pregătească produsele de post. Deci nu cred că este un păcat în momentul în care spuneam ești în deplasare, ești pe drum, ești obosit și nu ai de unde să-ți procuri produse de post, nu cred că este un păcat să mănânci de dulce. La capitolul zile de post, dacă ar fi să numărăm într-un an, să știți că sunt mai multe zile cu post decât zile normale. Asta dacă ținem cont de faptul că miercurea și vinerea, în mod obișnuit, se ține post, și atunci, cu toate posturile de peste an, proporția, sau mă rog, numărătoarea este în favoarea postului. Asta pentru cei care, iată, știu că, sau susțin că o alimentație vegetariană este una sănătoasă, nu exclusiv vegetariană, ne învață și religia, da? Deci putem, nu trebuie să ajungem într-o extremă, putem, iată, din cele 7 zile ale săptămânii, măcar 2 să ținem post, și dacă mai ținem și restul de sărbători de peste an cu postul de rigoare, este mai mult decât suficient. Deci nu avem nevoie să mâncăm de 3 ori pe zi carne, dar în același timp nu este o decizie bună și echilibrată să eliminăm produsele de origine animală pentru totdeauna. Până la urmă, moderația alimentară este calea cea bună și sănătoasă. Avem un prim telefon. Bună seara! Bună seara! Tudor Georgian sunt. Bine ați venit și spuneți-ne un pic care este părerea dumneavoastră, cum vă împăcați cu postul, dacă ați ținut vreodată și cum... Eu mă împac foarte, foarte bine. Așa. E, asta pentru că e în fișa postului cumva la mine. Ok. Am înțeles. Eu am sunat să vă felicit pentru această emisiune și pentru idee în sine. A, ce bine că v-am alături de mine. Iată, puteți să ne spuneți în direct dacă lucrurile pe care le-am afirmat până acum sunt corecte. Foarte corecte. Și acel adaus, de ce credeți că se spune baba călătoare n-are sărbătoare? A, ce frumos! Deci nici aici n-am greșit. Deci baba călătoare n-are sărbătoare. Ok, da. Aici iată. Era ideea. Este o combinație de înțelepciune și bun simț venită din tradiție, care până la urmă ne aduce aminte că important este sănătatea, echilibru și starea noastră de bine, nu habotnicismul și extremismul. Exact. Iar când vine vorba de post, ar trebui să vedem acest cuvânt un pic tradus, să-i spunem înfrânare. E important. Dacă eu țin post și mănânc 3 tigăi de cartofi prăjiți, ei sunt de post, dar n-am ținut post. Deci a te sculat de la masă sătul și cu toate poftele alimentare satisfăcute, chiar dacă sunt de origine vegetală, nu... Chiar dacă matematic se încadrează la cuvântul post, nu am ținut post dacă am depășit măsura cu mult. Și acum, dacă tot vorbim de post, chiar aș vrea să mă ajutați, pentru că eu am o mare dilemă. De ce zahărul, sau cum de zahărul a fost permis în post, acolo unde, culmea, mâncarea care este în mod obișnuit, deci în afara postului, se numește de dulce? De ce zahărul nu este și el restricționat? Zahărul, până la urmă, din punct de vedere nutrițional, este o plăcere, este un moft, putem trăi liniștiți fără zahăr, și cu toate astea, postul nu a considerat, sau poate pe vremea când a fost inventat postul, zahărul nu era un aliment atât de răspândit. De ce avem voie dulce în post? Nu era răspândit, mâncarea de fruct, de dulce, e considerată mâncare produs animalier. Lapte, carne, brânză, ou. Ok. Postul era lipsa de gust a mâncării. Dacă ne uităm un pic și la bunicii, stăbunicii noștri, deși ei în timpul săptămânii nu mâncau carne, mâncau carne doar o dată pe săptămână în weekend, când venea postul, ei schimbau oalele, pentru că foloseau lingură de lemn, vasul de lut. Să nu ia gust. Și miros, să nu miroasă carne. Să nu, cum ne păcălim noi acum, luăm pateu vegetal.
Da, aia și care, culmea, din punct de vedere miros, miroase mai bine ca pateul da, obișnuit. Da, și poate să aibă același gust. Absolut, înfrânare, dacă ar fi înfrânare, ar fi să mă abțin un pic. E ca și cum am rezervorul plin, am mașina nou-nouță, dar de ce oare limitată? De ce are frână de mână, frână de motor, frână de picior? Ca să-mi salveze mie viața și celorlalți. Și atunci dacă omul s-a gândit că o mașină are nevoie de cel puțin 3 sisteme de frânare, cred că și omul are nevoie din când în când de a se înfrâna un pic. Și eu, din punctul de vedere al gustului, am să vă mai țin un pic alături de mine. Consider postul, adică faptul că eliminăm, iată, produsele acestea gustoase și apetisante. Culmea este că luând această pauză, apoi redescoperim cu surpriză și bucurie gustul lor. Și aici receptorii noștri, că e vorba de gust, că e vorba de miros, în momentul în care tot timpul sunt satisfăcut, să zic, nu mai percep la fel. Iată, când ne dăm cu un parfum, după câteva zeci de secunde nu mai simțim că mirosim, cu toate că el este încă prezent. De ce? Pentru că obișnuindu-ne cu acel gust, cu acel miros, nu ne mai putem bucura de el. Așa că orice pauză venită în acest context este binevenită. Odată așteptarea, da, care-ți creează bucurie, și apoi redescoperirea gustului, e ca și cum am face un detox, da, la capitolul produse gustoase, și apoi ce gust are o sarma, o afumătură, o friptură după perioada post. Este indiscutabil că bucuria este din nou completă. Exact. Vreau să mă ajutați să explicăm un pic cea mai mare greșeală în post. Eu consider că este acest exces de grăsimi vegetale și, din câte știu, postul religios autentic, în postul religios corect ținut, deslegările la ulei și vin sunt foarte clar menționate. Deci nu se mânca sau nu se mănâncă ulei în fiecare zi. Mi-este teamă că în perioada asta foarte multe persoane vor face un exces de ulei, și mai ales ulei de floarea soarelui are omega-6, este proinflamator, iar lucrul ăsta nu toată lumea îl cunoaște, și să nu ne trezim că, iată, din post ieșim cu probleme de kilograme în plus sau cu probleme de, eu știu, ficat cu analize modificate, datorită acestui ulei vegetal care în exces nu este bun. Cum anume este cu uleiul în timpul postului? Da, nu este bun niciun fel de exces. Acum, da, postul, în principiu, așa a început. Atunci când te înfrânai, nu mai găteai cu ulei. Și dezlegarea la ulei era tocmai pentru altceva. Nu de a pune ulei peste ce ai făcut, ci de a nu folosi ulei. Cum era dezlegarea și acum, în postul Crăciunului, sunt foarte multe dezlegări la pește. Și eu mă bucur atât de mult când mă duc în piață și văd că nu mai e pieț, pește înseamnă că tot orașul a postit. Dar dezlegarea se face pentru cel care a postit până atunci. Adică cel care s-a înfrânat până atunci. La fel și cu uleiul sau cu vinul. Se dea un pahar de vin. Nu se dea un pahar de vin la fiecare masă pe care o ai în casă. Adică înfrânarea include inclusiv lucrul acesta al gustului. A te lupta un pic cu pofta aceasta a gustului. De unde vine lucrul acesta? În scriptură, Eva vede cu ochiul fructul, își închipuie că e bun la gust și mănâncă și dă și lui Adam. Și de aici trebuie să ne luptăm noi un pic cu gustul nostru. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și că ați adus în discuție acest aspect al postului, care este și un exercițiu de voință și de abținere, iată, nu numai unul, să zic, gospodăresc alimentar. Și dacă pierdem din vedere acest aspect, atunci ideea în sine de a ține post nu este completă. Mulțumim foarte mult și continuăm discuția noastră, pentru că, iată, avem ce să dezbatem. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Dragii mei, cantitatea este un alt aspect care trebuie să fie atent, să zic, controlată în post.
Cum bine spuneam mai devreme și iată, lucrurile acestea le certifică și le validează și religia. Dacă vrei să ții post, prima condiție este să nu fii sătul. Deci această satisfacție, această până la urmă plăcerea gustului, principalul exercițiu este confruntarea cu foamea și cu lipsa, să spunem așa, satisfacției gustative, astfel încât să putem să biruim, să zic, nevoile corpului și să ne dovedim a fi un pic mai, să depășim acest statut de plăcere animalică și să trecem la lucrurile care țin mai mult de spiritualitate și de suflet. Ei bine, exercițiul acesta al foamei, pe care eu de multe ori îl recomand și în viața noastră de zi cu zi, da, să nu ne fie frică de foame, este o senzație firească, instinctivă, care nu ne părăsește niciodată, tocmai pentru că dacă am uitat de foame, am murit, deci ține de instinctul nostru de supraviețuire. Nu este nicio panică acolo, cu foamea trăim zi de zi și culmea ar fi bine să ne creștem toleranța la foame, adică să nu mâncăm ca bebelușii la prima senzație de foame. Cei mici, imediat cum le este foame, cum încep să plângă, noi ca adulți ar trebui să avem o toleranță mai mare, adică să putem rezista până la o foame de nota, eu știu, 6-7, ori noi majoritatea la foame de nota 4-5 deja ne apucăm de ronțăit. Postul este un exercițiu bun pentru această toleranță la foame și atunci probabil și perioada aceasta de 40 de zile este considerată suficientă să faci un pic de, nu știu, să iei un pic de distanță de mâncare și să tolerezi insatisfacția alimentară, poate că măcar și prin prisma acestui exercițiu ideea de post ar fi una interesantă, dar atenție, eu de multe ori spun, dacă nu credeți că aveți starea emoțională, cadrul familial și tot ce înseamnă, eu știu, echilibru psihologic, decât să mai adăugați și postul la un disconfort pe care deja l-aveți, mai bine nu-l țineți. Adică postul nu trebuie să fie un supliciu, nu trebuie să fie o pedeapsă, nu trebuie să fie o metodă prin care, eu știu, să ne ștergem păcatele. Este, dacă vreți, un exercițiu benefic pentru noi, dar trebuie să fim dispuși și pregătiți să-l facem. 0372069599 este telefonul la care vă aștept în direct. Avem pe cineva pe fir. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, doamnă! Vă rog, ce părere aveți dumneavoastră despre subiectul nostru? Cum anume? Nu aș vrea să mă considerați ipocrită, dar mie îmi place foarte tare mâncarea de post. Și, de fapt, de ce am intervenit? Ca să vă spun că și mâncarea de post, chiar fără ulei, poate fi... delicioasă. Poate sunt de acord cu dumneavoastră. Delicioasă. Sunt de acord. De aceea, când ați spus că o să reevaluăm gustul când revenim la hrana dulce, o să redescoperim gustul. Eu, doamne, dați-mi și mie câteva exemple de mâncare de post. Așa, faceți-ne poftă, vă rog frumos. De pildă astăzi am făcut o mâncare de fasole boabe. Așa. În care n-am pus ulei. Chiar am pus ulei de multe ori în mazăre, în păstăi, în fasole boabe. Eu uit să pun ulei și constat după ce am mâncat că mâncarea e foarte bună. Dar nu uit deliberat, țin cont de sfatul dumneavoastră, chiar dacă adau puțin ulei, o fac la sfârșit, nu fierb ulei în mâncare. Și ce ați spus? A spus tarhon, a spus ceva, cimbru, ceva trebuie să fi pus ca și ierburi aromate. Am pus morcov bonzel, ceapă multă, ceapa de gust. Și ardei dulce. Așa e, da. Sare, piper, un pic, am pus câteva semințe de chimen. E minunat chimenul în combinație asta. Așa e. Și, na, evident, suc de roșii pe care îl fac în casă, pătrul în mărar, la fasolea boabe pun mărar. Dacă am pătrunjel verde, pun și un pic de pătrunjel verde, sau sarmalele de post, dar, în care chiar dacă nu pui niciun pic de ulei, au atâtea legume,
Și pot spune ciuperș, pot spune, de pildă, e o sarbare de post, pot safide. Foarte, foarte interesant. Vedeți, este exact ce spuneam. Dacă ai pe cineva care să-ți gătească mâncare de post, de adevărat, la post descoperi combinații, arome noi. Eu întotdeauna am spus că noi, bucătăria românească, la capitolul legume, să spunem așa, nu suntem extrem de diversificați, dar mai iată, tragem cu ochiul în jur, mai învățăm de la turci, mai învățăm de la greci, mai învățăm de la italieni, peste tot se gătesc legume multe și atunci toate lucrurile acestea, ierburile aromate, sosul de roșii este... am spus-o de multe ori, o minunăție la capitolul gătit, mai ales dacă lucrurile se gătesc înăbușit, cum facem noi românii, tocănițe, punem capacul și lăsăm mai multe legume acolo să-și schimbe aromele, mâncarea este extraordinară, deci nu trebuie neapărat să fie cu ulei mult, nu trebuie neapărat să fie prăjit și cu atât mai mult, dragii mei, nu trebuie neapărat să fie produse din soia sau produse care vor să imite preparatele de dulce, da? Deci nu avem nevoie. Pateul de ficat se numește pate de ficat. Dacă e vegetal, deja suntem într-o imitație. Putem face ghiveci, tocănițe, ciorbe, cum bine spunea ascultătoarea noastră, sarmale. Deci nu este... nu avem nevoie să copiem o rețetă de dulce și să o transformăm într-una de post, ci efectiv să fim inventivi. Iar la capitolul legume, spuneam într-o altă emisiune, cu cât mai multe și mai diferit colorate, cu atât mai bine. Lăsați-vă inclusiv papilele să descopere combinații noi. În bucătărie nu există bine și rău, nu există ceva greșit. Dacă vouă vă place, asta este important. Iar atâta vreme cât nu este mult ulei și nu este prăjeală, abia atunci mâncarea de post este sănătoasă și binevenită. 0372 069599 este numărul de telefon la care vă așteptăm să ne spuneți chiar și preparate de post care, iată, vouă vă plac și cum anume considerați că poate fi inclus, iată, postul în alimentația sau în viața noastră de zi cu zi. Suntem curioși să împărtășiți cu noi. Mai avem un telefon? Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Nu știu dacă m-auziți. M-auziți foarte bine, foarte bine. Cornelia din Ploiești. Doamna Cornelia, chiar mă gândeam că în seara asta nu sunteți alături de noi. Sunteți deja prietena emisiunii. Deci am fost pe radio în direct, acum chiar gătesc. Așa. Și am făcut o mâncărică de mave, cu multe legume, cu multă ceapă. Eu, în general, folosesc foarte mult praz acum că este de autoritate prazul. Așa, și vreau să fac o cioviță falsă de burtă din pleurotus. Aha, iată. Deja vă pregătiți pentru postul ceva să vină, că astăzi tot e vineri. În general, sinceră să fiu, nu pot să țin tot postul. Având proteză pe șold, eu trebuie să mănânc foarte mult calciu, lapte, brânzică. În general, cam ultima săptămână încerc să țin post, în posturile mari mă refer. Și vreau să vă spun că... mănânc legume, foarte multe legume fierte, ușor călite, folosesc foarte puțin ulei. E un lucru bun. Ăsta e pericolul, uleiul. Uleiul este într-adevăr, dar încerc să folosesc uleiul de măsline, nu în mod exagerat. Cantitatea face diferența și da, iată, ați adus foarte bine în discuție problema, să zic, slăbitului sau, mă rog, riscului de îngrășat în post, apropo de proteza dumneavoastră de șold. Într-adevăr, dacă postul nu este limitat din punct de vedere cantitate, este o perioadă sau, mă rog, în post putem să ne îngrășăm foarte ușor. De ce anume se întâmplă asta? Pentru că avem combinația de făinoase cu grăsime, care este, aș spune, materie primă pentru îngrășat. Indiferent că vorbim despre, iată, ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui, că vorbim despre mai nou intrate în meniul nostru grăsimile acestea vegetale de cocos și de palmier. Atenție mare, foarte multe din produsele de post sunt produse ultraprocesate. Dacă citiți pe etichetă tot ce este ambalat și scrie mare de post, veți vedea că nici măcar nu are grăsimi de ale noastre care cresc în România. Sunt tot felul de grăsimi din
din acesta de cocos și de palmier. De ce? Pentru că este un tip de grăsime care, culmea, deși e vegetală, este saturată, în mod normal arată ca un fel de margarină, ca un fel de untură, și atunci aceste grăsimi sunt perfecte pentru a crea din ele aluaturi și tot felul de biscuiți, de produse de panificație. Nu este neapărat pentru organism un beneficiu și din cauza asta ar fi bine să nu facem exces de produse ambalate ultraprocesate, ci mai degrabă, cum bine spuneau ascultătorii noștri, să gătim în casă o mâncărică de legume, leguminoasele noastre boabe, fasolea, mazărea, iată lintea, nou adoptatul năut, da? Am înțeles că românii mănâncă mai mult humus decât fasole bătută. Până la urmă, aceste leguminoase boabe ne aduc proteine vegetale, ne aduc consistență, deci nu faceți din... Și făinoasele sunt prezente în post, însă combinația aceasta, vă spuneam, de grăsime cu făină, cu orezul, pastele, toate sunt ingrediente care absorb uleiul, nici măcar nu realizăm cât de mult ulei poate avea un pilaf sau o porție de paste dacă nu suntem zgârciți și dacă n-am gătit noi produsul respectiv. Deci uleiul să fie prima voastră grijă și pe de altă parte cantitatea în sine, adică farfuria, porția, nu trebuie să fie foarte mare, foarte plină, chiar dacă, și asta trebuie să recunoaștem, proteinele de origine animală, oul, peștele, carnea, brânza, au un grad de sațietate crescut, adică ne simțim mâncați când am consumat o bucățică de carne sau un ou. În schimb, produsele acestea vegetale și făinoasele nu ne satură la fel și atunci există riscul să mâncăm mai mult. Deci cantitatea și dimensiunea porției trebuie și ele avute în vizor, chiar dacă este post. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Dragii mei, la 0372069599 puteți intra în legătură directă cu noi. Vorbim astăzi despre post, că gata de luni, unii dintre noi o să iau pauză de la produsele de origine animală și vrem să știm ce părere aveți voi despre asta. Avem pe cineva în direct. Alo, bună seara! Bună seara, Delia sunt. Bună seara! Vreau doar să menționez, dar ați menționat deja dumneavoastră destul de multe variante de mâncare, sunt foarte multe de post. Mie îmi place, nu sunt vegană, dar urmăresc foarte mulți vegani, tocmai pentru a mai lua idei de la ei. Exact, dar mai fura și a mai învățat. Exact, da, mai fura, exact. Da, pentru că sunt foarte multe, adică și acolo există variante de proteină, și acolo există, într-adevăr, și eu sunt de părere că proteina animală se absorbe cel mai bine de către organism, dar există variante acolo și mai ales pentru perioada postului este extraordinar, nu știu, lintea, exact cum vorbeați dumneavoastră, vorbim de tot ce înseamnă boabe, fasole, linte, năutul foarte bun. Năutul, de exemplu, mie îmi place să fac crutoane din năut, le bag la cuptor, se usucă, le pui, nu știu, boia dulce, și le ronțăi așa, super, foarte exact, bună idee, uite, sunt, foarte bună. Da. Dimineața pentru noi, întotdeauna, de ani de zile, este chestia asta, pe lângă granola pe care o facem în casă, pe care de obicei mâncăm cu iaurt, în post trecem la un iaurt de origine vegetală sau un lapte vegetal, dar există și varianta, de exemplu, pentru noi varianta porridge-ului, a terciului de ovăz. Doamnă, este... uitați că ați pomenit de terci și mi-ați adus aminte, da, cu nostalgie și cu bucurie că am fost la Chișinău, Republica Moldova, și am descoperit la ei terciu și hrișca, pe care noi nu le mai consumăm și care tare, da, tare sănătoase și bune erau, apropo, inclusiv de gust, de savoarea aceea de cereale. Absolut. Autentice, da, și da, care n-au nevoie de... adică seamănă foarte mult, probabil, dacă mai puși un pic de nucă cu o colivă, dar toate aceste cereale care sunt fierte, da, așa, da, sunt absolut savuroase.
și recunosc că noi mai adăugăm și, nu știu, un unt de arahide peste, mai pui o stafidă ca să-i dea un pic de dulceață, adică noi mâncăm simplu, dar ca să ți-l faci să-ți placă și cu siguranță există foarte multe variante în afară de toate cele produse de soia pe care niciodată nu asta, le-am înțeles. Despre asta e, despre asta e, adică exact. Până la urmă ideea postului este să descoperim, iată, ingrediente din natură pe care să le gătim, să le aducem în farfurie și, culmea, să avem exact cum recomandă medicii, o alimentație diversificată, da? Nu cred că avem nevoie de produse gen cașcaval de post, pate de post, pentru că lucrul, sau șnițel de post, pentru că lucrul ăsta mai degrabă arată un fel de nostalgie și o incapacitate de a te bucura, adică să ne asumăm, există lucruri vegetale care sunt delicioase și nu trebuie să fie totul limitat, pentru că creierul nostru are nevoie de adevăratele de o pauză. Deci nu avem nevoie de șnițel în post, dar ne așteaptă șnițelul la terminarea postului, fără nicio problemă, nu dispare nicăieri. Mă bucur mult că ne-ați dat astfel de idei și că, din nou, ne demonstrați că există un echilibru și că nu trebuie să fim extremiști, iar postul nu trebuie perceput ca pe un lucru, nu e cu trebuie, ci este doar, iată, un pic de abatere de la obiceiurile noastre de zi cu zi, cât să mai ne stimulăm curiozitatea și, până la urmă, simțurile, pentru că altfel ne plictisim. Iar postul poate fi un prilej în care să descoperim alimente noi, ingrediente noi și, de ce nu, gusturi noi. Dragii mei, despre post trebuie să vorbim și prin prisma obiectivelor care trebuie atinse, da? Deci greșelile erau atenție la produsele care sunt ultraprocesate, atenție mare la excesul de ulei, mai ales de ulei de floarea soarelui și, bineînțeles, de saturatele astea din import și atenție la excesul de proteine din soia. Produsele acestea din soia chiar au trecut un pic, sunt în declin față de succesul pe care l-au avut în trecut, tocmai datorită fitoestrogenilor, acele substanțe care mimează foarte bine estrogenul uman și acum, la mare modă, sunt proteinele din mazăre. Mazărea nu are niciun fel de estrogen și atunci soia e în disgrație și mazărea este de nu entry, să zic așa, la capitolul proteine vegetale. Ca obiective, m-aș bucura dacă folosiți acest prilej al postului pe lângă gătitul de mâncăriș, tocănițe, ghiveci și alte produse în casă, pentru că întotdeauna ce gătim în casă va fi sănătos. V-aș recomanda să faceți în perioada asta un abuz, da, între ghilimele, de legume, indiferent că sunt proaspete, congelate, deci nu că sunt, eu știu, de sezon sau extra sezon. Important este să fie multe legume, adică e prilejul perfect. Respectați, iată, deslegările la pește, este perioada în care niciun nutriționist nu are un stres, oamenii vor mânca suficient de des pește, da? Este un lucru bun și, din nou, vă îndemn să nu fiți, eu știu, cârcotași. Nu avem nevoie exclusiv de pește de sălbatic sau proaspăt, poate să fie și o banală conservă de sardine, poate să fie și pește congelat. Important este să mâncăm pește. El chiar ne aduce nutrienți pe care nici carnea și nici vegetalele nu le conțin. Și nu în ultimul rând, atenție la cantitate. Însă v-aș îndemna, dacă tot este post, faceți acest exercițiu de a elimina ronțăile dintre mese. Mi se pare perioada perfectă în care, iată, să luați o pauză de la preocupările alimentare și recomandarea mea ar fi, ca și obiectiv suplimentar în post, haideți un pic să scoateți ronțăile dintre mese, adică lăsați-vă un interval de 5-6 ore între mese, pauză alimentară completă. De ce? Ca exercițiul postului să fie benefic și pentru ficat. Organismul nostru și metabolismul cheltuiește foarte multă energie vitală pentru toate aceste procese de digestie, iar dacă voi îi dați acest răgaz de 5-6 ore între mese, are timp să facă curățenie, să mai elimine din celulele îmbătrânite și bolnave și atunci, la sfârșitul postului, să nu aveți nici
nici kilograme în plus, nici transaminazele crescute și de adevăratele să fie un beneficiu pe toate planurile. Așa aș încheia emisiunea noastră de astăzi. Vă îndemn să țineți postul. Dacă sunteți pregătiți, puteți și lucrul acesta îl faceți cu tot sufletul, fără să trebuiască să fie impus de cineva, și descoperiți în post gusturi noi, pentru că da, și alimentația cu produse de origine vegetală poate fi savuroasă. Deci poate să fie cu moderație și cu gust. O seară bună vă doresc și vă aștept vinerea viitoare tot aici pe Frecvența Gustului. Frecvența Gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.